Bine v-am găsit la știri. Temperaturile ridicate au dat năvală peste țara noastră. Pentru a nu ajunge la spital, medicii recomandă oamenilor să consume cât mai multe lichide, să se îmbrace în haine din țesuturi naturale și să evite expunerea la soare la orele amiezii. Crucea Roșie și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Alba asigură servicii de prim ajutor și de măsurare a tensiunii arteriale în 3 locații din oraș. De asemenea, cu sprijinul primăriei municipiului Alba Iulia, se va oferi apă trecătorilor. În urma avertizării de caniculă emise de meteorologi, Direcția pentru Sănătate Publică Alba a transmis câteva măsuri de protecție pentru populație. Este bine ca populația să știe să nu iasă afară, să se expună razelor solare, mai ales în perioada 11, orelor 11-16, să poarte îmbrăcăminte deschise la culoare, în general din fibre naturale, să consume cât de multe lichide. Este bine să evităm consumul de alcool și de cafea, care nu sunt bune chiar deloc în această perioadă, pentru că pot declanșa tot felul de boli și stări neplăcute. De asemenea, Crucea Roșie Română, filiala Alba, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, a organizat puncte de prim ajutor prin amplasarea de corturi speciale. O să amplasăm 3 puncte. Unul va fi la Unirea, lângă magazinul Unirea, celălalt în fața tribunalului, iar celălalt punct în capătul parcului din cetate. Împreună cu voluntarii noștri și cu angajații ai Direcției de Sănătate Publice Alba, o să oferim servicii de prim ajutor, o să distribuim apă potabilă oferită de primăria municipiului și o să măsurăm tensiunea arterială pentru populația care are de suferit de pe urma caniculei. Persoanele în vârstă și copiii, precum și cei care suferă de afecțiuni cronice, sunt predispuse incidentelor determinate de temperaturile extreme. Este bine ca bolnavii cronici să știe să-și ia medicația în continuare și mai ales vârstnicii și copiii mici să nu fie scoși pe temperaturile deosebit de ridicate din timpul amiezii. Nici angajatorii nu trebuie să neglijeze condițiile de muncă pentru salariații lor. Astfel, aceștia trebuie să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice și să asigure ventilația la locurile de muncă. Angajatorii vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite și vor trebui să asigure apă potabilă, echipament individual de protecție și eventual dușuri. Elevii clasei a 8-a vor trece în scurt timp prin focul evaluării naționale, primul examen serios în urma căruia își vor testa cunoștințele acumulate în decursul celor 8 ani de studiu și vor afla la ce licee au șanse să se înscrie. Ieri s-a dat startul înscrierii elevilor pentru evaluarea națională. În Alba există peste 3200 de absolvenți de clasa 8-a. Examenul va debuta pe 25 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Ulterior, pe 26 iunie, elevii minorităților naționale își vor testa cunoștințele în cadrul probei scrise la limba și literatura maternă. Ultima probă, cea la matematică, va urma pe 27 iunie, elevii urmând să afle notele obținute în data de 29 iunie. Având în vedere că examenul va fi supravegheat cu aparatură video, ideea copierii este una neinspirată. În cazul în care totuși elevii își vor forța norocul, aceștia riscă, potrivit metodologiei, să fie eliminați din sala de examen dacă vor fi surprinși de către profesori, fie să primească nota 1 în cazul în care se dovedește că lucrarea a fost copiată. Evaluarea națională începe luni, data de 25, sunt așteptați în jur de 3190 de elevi, toți absolvenții de clasa 8-a și din alte serii, dacă e cazul, iar în urma rezultatelor, toți vor intra la liceu în funcție de media pe 4 ani și media la evaluarea națională. Câte locuri? Avem 115 clase pentru toți elevii. Toți elevii au loc la liceu. Iar după clasa 9, când vor trece în clasa 10, vom avea locul și la școala profesională. În acest an avem pentru cei absolvenții de clasa 9, 12 clase de profesională. În județul Alba, pentru evaluarea națională există 86 de centre de examen și 3 centre de evaluare. Repartizarea computerizată a elevilor urmează să fie făcută descrescător după medii. Se va încerca plasarea fiecărui candidat începând cu media cea mai mare și terminând cu cea mai mică la una dintre opțiunile exprimate. Vacanța mare se apropie cu pași mărunți. Rând pe rând, preșcolarii și elevii serbează sfârșitul anului școlar și se gândesc cu nerăbdare la ceea ce vor face în cele aproape 3 luni de vacanță. Cei mai emoționați de această despărțire sunt însă preșcolarii, care de la toamnă vor merge în clasa pregătitoare sau clasa 1. După 3 sau chiar 4 ani petrecuți alături de doamna educatoare și de ceilalți colegi, preșcolarii de la grupele pregătitoare și-au luat rămas bun de la grădiniță. Evenimentul a fost marcat prin tradiționala serbare la care au asistat părinți, bunici, frați, dar și prieteni. În această zi, copiii de la grupa mare a pregătitoare a fluturașilor
și-au luat la revedere de la grădiniță, au susținut un program artistic în care literele și cifrele și-au rămas bun, cu ele se vor întâlni copiii la toamnă. Eu le doresc copiilor mult succes la școală, multă sănătate și în continuare vacanță plăcută. Bună ziua tuturor! Astăzi am venit în zbor ca să vă dacă voi știți să scrieți și să citiți. Grupa pregătitoare s-a terminat, iar voi ați învățat rând pe rând, încet, încet, litere din alfabet. Cei mai mulți micuți așteaptă cu nerăbdare vacanța, însă se gândesc cu teamă și emoție în suflet la ceea ce așteaptă în toamnă. Ce va întâmpla din toamnă? O să merg la școală. În ce clasă? A întâia. Și ce o să faceți voi la școală? O să fie ceva deosebit față de grădiniță? Ce știi? Da. Așa câteva lucruri ușoare. Știi să-mi spui cam ce crezi tu că o să faci la școală? Lecții, mate, biologie. Ce ți-a plăcut de fapt cel mai mult la grădiniță? Cool, pentru că ne-am jucat, am învățat. Îți pare rău acum că ți-ai luat adio de la grădiniță? Da. Și ce vei face în continuare? Ce vei face tu de la toamnă? Voi merge la școală. Și ce te-ar plăcea ție să faci la școală? Să învățăm, să citim și atâta. La acest sfârșit de săptămână, toate instituțiile de învățământ din țară își vor închide porțile pentru ca din toamnă să primească în rândurile lor alte generații de elevi. Ministrul Mediului Rovana Plumb a anunțat că până la sfârșitul lunii iunie numărul de tichete prin programul Rabla va fi suplimentat cu 15.000. Totodată, ministrul a declarat că după rectificarea bugetară vor mai exista alte 15.000 de vouchere. Decizia a fost luată pentru menținerea locurilor de muncă și pentru a oferi garanții privind protecția mediului. Rovana Plumb a declarat că a fost analizată posibilitatea ca până la sfârșitul lunii iunie să se finalizeze procedura de punere în piață suplimentar a 15.000 de tichete pentru programul Rabla cu o valoare totală de 57 de milioane de lei. Acestea vor putea fi utilizate după 1 iulie. Totodată, ministrul a anunțat că programul Rabla va continua, întrucât se consideră că acesta este în sprijinul cetățenilor, iar după rectificarea bugetară vor mai fi puse în piață alte 15.000 de tichete. Demnitarul a precizat că s-a decis ca pentru o perioadă să fie suspendată finanțarea pentru parcuri în sate și comune, iar mașinile electrice și hibrid vor fi menținute ca un capitol separat în programul Rabla. Ediția 2012 a acestui program a început în luna aprilie pentru persoanele fizice, fondurile putând acoperi casarea 30.000 de mașini vechi. În mai puțin de o lună, conform statisticilor Ministerului Mediului, au fost acoperite costurile pentru scoaterea din uz a aproape 12.000 de mașini. Arhitectura Italiei fasciste a fost prezentată publicului aseară în Alba Mall printr-o lansare de carte și o expoziție de fotografie. Cartea prezintă amănunțit tablourile expuse în incinta mall-ului. Toți cei prezenți s-au bucurat de imagini desprinse din Italia interbelică, unde se spune că în acea perioadă s-au ridicat cele mai multe construcții. În timp ce profesorul de arhitectură Sorin Vasilescu făcea recenzia volumului publicat chiar de el în primăvară, cei prezenți admirau imaginile afișate. Expoziția este un lucru nou în România, fiind pentru prima dată când este prezentată într-o țară estică. Grație incredibilului entuziasm cu care președintele Centrului Italian de Cultură din Alba Iulia a avut-o, s-a putut deschide aici, în atât de cocheta sală în care ne aflăm, o expoziție care acoperă două decenii de arhitectură italiană. Tablourile expuse prezintă clădiri și structuri arhitecturale ridicate în Italia fascistă. Cu toate că nu au fost în număr mare, imaginile au captat atenția celor prezenți. La vernisaj au luat parte și elevii Liceului de Muzică și Arte Plastice din Alba Iulia. Aveți o serie de 36 de panouri care sunt o reprezentare generală, o punere în subiect, iar pentru cei care au o formă de interes, există
un volum pe care l-am editat în primăvara acestui an, un volum în care întreaga problematică, cum s-ar spune, științifică, este prezentată prin verbul scris. Cei prezenți au declarat foarte încântați de expoziție și de cartea numită Arhitectura Italiei Fasciste. Consiliul Județean Alba ar putea prelua administrativ zăcământul de la Roșia Poieni, dar numai în condiții avantajoase zonei și întreg județului. Președintele Ion Dumitrel nu crede însă că premierul Victor Ponta se va ține de cuvânt în privința cuprul min. Ion Dumitrel speră ca propunerea cabinetului Ponta să nu fi fost o glumă. Referitor la declarațiile domnului prim-ministru Ponta, cum că ar fi o soluție să transmită în responsabilitatea noastră această exploatare și să o administrăm noi. Inițial am crezut că glumește, am văzut că a venit ministrul economiei și a mai spus același lucru. Sper să se țină de cuvânt, să nu fi fost numai pe perioada electorală. Și spun acest lucru pentru că am putea să demonstrăm că și noi putem să exploatăm această bogăție cu rezultate pe care le-ar face inclusiv o firmă privată. Președintele Consiliului Județean a identificat varianta convenabilă pentru județul Alba în privința investiției de la Roșia Poieni, dar este neîncrezător în cuvântul actualului prim-ministru. Inițial spunea că nu ne dă o parte din exploatare pentru a face curățenie pentru pe mizeria pe care a lăsat-o statul de-a lungul anilor. Nu cred că ar fi drept din partea statului ca nouă să ne dea să cheltuim bani pentru a face curățenie, iar statul sau altcineva să beneficieze de profitul pe care îl poate face o astfel exploatare, ținând seama de faptul că acum prețul cuprului pe piața mondială este un preț bun și cred că ar fi interesant de văzut dacă ce am putea face noi cu banii aceia pentru județul Alba și vă spun că am multe de făcut. O variantă convenabilă, dacă tot ne s-au gândit că noi trebuie să facem curățenie, drept este județul nostru să ne facem curățenie, dar ar trebui să o facem pe banii statului, pentru că statul a făcut mizeria respectivă, iar dacă nu au bani, măcar să ne-o dea în totalitate, iar cu parte din banii pe care îi producem la Roșia Poieni să punem la punct problemele de mediu care au rămas de-a lungul timpului. Ion Dumitrel a sesizat cu regret un paradox de Alba. Județul nostru este bogat în sare, hidrocentrale, cupru, aur și multe altele, dar sărac în venituri. Comuna Ciuguda a tras în ultimii 4 ani 16 milioane de euro din fonduri europene. Dacă în 2000 avea venituri proprii de doar 70.000 de lei, în prezent a ajuns printre cele mai bogate prime 3 comune din județ. Primarul Gheorghe Damian a făcut din Ciugud capitala țării secașelor și o comună exemplu pentru administrațiile locale din întreaga țară. Noi am atras în ultimii 4 ani în jur de 16 milioane de euro. Banii pe care i-am atras nu doar pentru comuna Ciugud, am atras bani și pentru comuna Berghin, am atras bani și pentru comuna Daia, am atras bani și pentru țara secașelor, o microregiune care așa are capitala la Ciugud, și din care fac parte 22 de comune și un oraș, 16 comune din județul Alba și 5 comune din orașul din județul Sibiu și Ogna Sibiului. Zona industrială Drâmbar are un aport decisiv la veniturile proprii ale comunei, ajunse în prezent la aproximativ 2,2 milioane de lei. În 2000, când am ajuns primar, aveam ca și venituri proprii și permiteți-mi să vorbesc în lei vechi ca să ne fie mai ușor, aveam 700 de milioane de lei vechi. La ora actuală, Comuna Ciugud, datorită motorului financiar creat zona industrială Drâmbar, avem venituri proprii de 22 de miliarde. Într-un clasament al celor mai bogate comune din Alba, Ciugud se află pe locul 3, depășită fiind doar de Vințul de Jos, comuna clasată pe poziția a doua, și de Galda de Jos, fruntașă la acest capitol.
Animalele sunt cei mai buni prieteni ai copiilor. Acest lucru a fost dovedit astăzi de preșcolarii de la grădinița numărul 12 din Alba Iulia în cadrul unui proiect tematic. Cei mici au avut ocazia să recite poezii, să lucreze planșe cu animale și să se bucure de prietenii necuvântători aduși de acasă. Proiectul Minunata Lumea Animalelor este derulat în întreaga grădiniță și are drept scop apropierea celor mici de tot ceea ce înseamnă viața necuvântătoarelor. De câțiva ani derulăm un parteneriat alături de domnul Muruțan, domnul doctor Muruțan de la Canisvet, în care vrem să le arătăm copiilor că fiecare ființă contează. Ei iubesc animalele în general și așa învățăm foarte multe lucruri care le sunt utile în viață. În primul rând, cum să îngrijească animalele din jurul lor, în al doilea rând, cum să se raporteze ei la animale și cum pot să facă să fie toată lumea, toată viața lor să fie o bucurie. Noi sperăm că ne atingem prin mici acțiuni aceste scopuri. Copiilor le place să interacționeze cu animalele, le place să interacționeze între ei. Preșcolarii de la grădinița numărul 12 din Alba Iulia au făcut cunoștință cu medicul veterinar și au învățat multe lucruri noi despre viața animalelor. Noi avem un parteneriat care deja este o tradiție și sper că acest proiect să dureze foarte, foarte mulți ani. Este pentru mine o mare bucurie că mă aflu în grădinița 12 și în mijlocul copiilor. Vreau să spun că într-un mod foarte frumos și rapid toate întâlnirile noastre au devenit interactive, iar copiii reacționează foarte, foarte bine, învață foarte multe lucruri despre animale, despre natură, despre societate în fond și la urma urmei, iar din punctul meu de vedere este un lucru deosebit. Fiecare grupă s-a străduit să realizeze prin tehnici și materiale variate câte o planșă cu un animal, iar mai apoi au prezentat un cântec și poezii despre acesta. Atracția zilei a fost expoziția și prezentarea micilor viețuitoare aduse de copii. Papagal, iepuri, pitici, broaște țestoase și cățeluși, toate au fost vedetele evenimentului. 139 de cadre didactice din Alba vor să facă parte din Corpul Național al Experților în Management Educațional. Așa arată lista cu candidații admiși făcută publică pe site-ul ISJ Alba la finalizarea celei de-a doua etape de selecție. Printre candidați se numără și Dorin Sandea, inspectorul școlar general. Potrivit legii educației, pentru a putea deveni manager într-o unitate de învățământ, candidații trebuie obligatoriu să facă parte din Corpul Național de Experți pentru Management Educațional. De asemenea, viitorii inspectori școlari vor fi selectați tot din rândul membrilor Corpului de Experți. Un număr de 139 de cadre didactice au fost admise după selecția online în Corpul Național de Experți în Management Educațional. Acum urmează ca până în data de 27 iunie, aceste 139 de cadre didactice să-și depună portofoliul cu actele doveditoare la sediul ISJ. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, pe 31 iulie va fi emis ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice promovate în Registrul Național al Experților în Management Educațional. În prima sesiune de înscrieri, 152 de cadre didactice din județul Alba au devenit experți în Management Educațional. Au fost însă respinși 55 de dascăli din cauza lipsei punctajului minim și a celor 60 de credite. Până prin 2000, în județul Alba exista o singură asociație a vânătorilor. Ulterior, vânătorii s-au separat într-o multitudine de asociații care gestionează 53 de fonduri de vânătoare. Din cei 31 de gestionari de fonduri de vânătoare, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba este cel mai important, având în administrare 20 de asemenea fonduri. În cursul anului trecut, cu finalizare în anul ăsta, că până la urmă nu mai este un fond de vânătoare care va trebui licitat, fondul de la Vingard. Suntem acum 31 de gestionari de fonduri de vânătoare, pe cele 53 de fonduri, al 54-lea încă nu-i finalizat.
RomSilva deține 4 fonduri, alte 4 ocoale silvice private au în gestiune tot atâtea fonduri de vânătoare, iar restul de 25 de fonduri de vânătoare se află în administrarea unui număr identic de asociații. După impresia noastră, experiența și din ultimii 10 ani nu a arătat că e cu mult mai bine. Sigur că de aici se pleacă de la mentalitatea vânătorului, de la acelui colectiv de oameni. Ce vor să facă? Vor să vâneze mai independent, mult sau puțin și fără să fie controlați? Vor să mulțească vânatul sau să facă vânătoare adevărate cu condiții mult mai civilizate? Este greu, dar timpul ne va spune. Pe scurt, 31 de gestionari administrează cu rele, cu bune, cele 53 de fonduri de vânătoare din județ. Turiștii români pot beneficia de până la 2 zile de cazare gratuită atât pe litoral, cât și în stațiunile montane și balneare prin intermediul programului Zile Gratuite de Vacanță. Programul lansat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism se desfășoară în perioada 15 iunie, 15 iulie și 15-31 august. Programul se desfășoară inițial în perioada 15 iunie-15 iulie și va fi reintrodus pe piață în perioada 15-31 august. Pentru a beneficia de aceste gratuități, românii care își doresc să plece în perioada respectivă în concediu trebuie să se adreseze agențiilor de turism membre ANAT. Cele mai bune oferte în ce privește programul de zile gratuite de vacanță pornesc undeva de la 178 de lei de persoană pe varianta 5 egal 6, adică plătești 5 nopți 178 de lei și stai 6 nopți. Asta este o variantă fără masă, într-o variantă un hotel de 2 stele, într-o variantă de 3 stele cu pensiune completă, cu all inclusive chiar. Tarifele pornesc undeva de la 920 de lei de persoană. Asta însemnând tarife de iunie, tarife de septembrie. Realizat în parteneriat cu hotelierii din România, programul include oferte speciale care vin în sprijinul turiștilor prin acordarea unui număr de zile gratuite de vacanță după modelul plătești 5 nopți și stai 6 sau chiar 7. Mai sunt oferte sub denumirea plătește 1, merg 2, cea mai bună ca și tarif dintre acestea fiind o variantă de 402 lei, pe un sejur de 5 nopți, respectiv 201 ar fi pentru o persoană. Aceste oferte, acestea din urmă, sunt valabile și pentru lunile iulie și august. Care ar fi cel mai căutată stațiune pe teritoriul dumneavoastră? Mamaia este în continuare o stațiune solicitată, Eforie Nord se caută de obicei pentru familiile cu copii și în anul ăsta și în anii anteriori de altfel, dar în anul ăsta se cere și Neptun, Saturn, poate puțin Olimp. La fiecare ediție, acest program a reușit să atragă zeci de hotelieri de pe litoral, dar și din stațiunile montane de tradiție, precum și sute de agenții de turism din toate județele țării. În acest program sunt incluse hotelurile de la 2 la 4 stele de pe întreg litoralul românesc, dar și de la munte. Ordonanța prin care cabinetul Ponta a trimis Institutul Cultural Român din subordinea președintelui țării în subordinea Senatului i-a supărat pe susținătorii lui Horia Roman Patapievici, directorul Institutului. Respectivii și-au pus papioane la gât și au ieșit în stradă să protesteze, pe considerent că Institutul Cultural Român ar fi politizat prin această măsură. Susținătorii ordonanței guvernamentale au poziții diametral opuse, afirmă că institutul e politizat de o lungă perioadă de timp și prin această schimbare își recapătă independența. De asemenea, aceștia invocă și ultimul raport al Curții de Conturi care semnalează unele nereguli în activitatea Institutului Cultural Român. În replică, oamenii de cultură care au sărit în apărarea lui Patapievici susțin că institutul a schimbat în bine percepția despre România în străinătate. Așa o fi, însă știm și ce opinii are Horia Roman Patapievici despre România și români. Iată câteva citate din creațiile actualului director al Institutului Cultural Român. România are o cultură de tip second hand. România este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau să o folosim numai pentru înjurături. Românii nu pot alcătui un popor pentru că valorează cât o turmă, după grămadă, la semnul fierului roșu. Precizăm că le-am citat pe cele mai elegante. Microsoft a dezvăluit aseară o nouă familie de produse care pe bună dreptate pot fi considerate talon prin prisma designului și a specificațiilor. Vorbim despre tabletele Microsoft Surface cu sistem de operare Windows 8 și cu un hardware ce are la bază noul chipset Intel Ivy Bridge, versiunea de top.
Designul este impresionant, carcasă vapor magneziu realizată dintr-un aliaj metalic cu un finisaj premium, specific produselor de lux și o copertă cu tastatură QWERTY capacitivă touch cover și trackpad multi-touch care are și rol de protecție a ecranului. Microsoft păstrează câteva secrete legate de hardware, nu știm exact ce procesoare motorizează tabletele și nici cantitatea de memorie RAM nu ne este cunoscută. Legat de disponibilitate, știm că versiunea entry-level va fi comercializată odată cu Windows 8 undeva în octombrie, iar versiunea de top va apărea după aproximativ 3 luni, cel mai probabil la început 2013. Prețurile nu au fost nici ele specificate concret, oficialii au făcut totuși referire spunând că versiunea de top va costa cam cât un ultrabook de ultimă generație. Ne așteptăm așadar la un preț între 4.000 și 5.000 de lei, 900-1.000 de euro. Rămâne de văzut cât de mulți sunt dispuși să achiziționeze un astfel de produs fără îndoială superb, dar și cu un preț care se anunță pe măsură. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. În acest weekend au avut loc la București campionatele naționale de atletism pentru tineret. Clubul sportiv Unirea Alba Iulia a aliniat la start două sportive. Este vorba despre Andra Ologu și Anca Bunea, ambele fiind legitimate la cluburi din orașul nostru. Fetele au reușit să aducă două medalii în vitrina clubului sportiv. Andra Ologu a alergat în proba de 10.000 de metri unde a terminat pe poziția a treia cu timpul de 37 de minute și 51 de secunde. Cealaltă atletă care a concurat pentru Unirea, Anca Bunea, a reușit să cucerească medalia de argint în proba de 5.000 de metri, acoperind distanța în 17 minute și 13 secunde. Cea de-a doua sportivă a concurat și în proba de 1.500 de metri, terminând competiția pe locul al șaptelea. Sportivele nu au putut fi găsite pe stadionul din cetate, deoarece Andra Ologu se află acasă în Craiova după o perioadă de 6 luni, iar Anca Bunea este și ea acasă în Mediaș. Dacă Andra Ologu are de susținut examenul de licență, Bunea va fi prezentă la finalul săptămânii în Turcia, unde participă la campionatele balcanice de atletism pentru juniori. Sportivii judoka vor intra într-o vacanță până luna august după sezonul competițional 2011-2012. Sezonul a fost unul greu, însă cu performanțe notabile pentru micii și mari judocani pregătiți de antrenorul Ioan Todor. Medalele cucerite de judocani au ridicat orașul pe culmile cele mai înalte ale sportului. Amintim câteva performanțe notabile precum o medalie de aur la campionatele la Cupa Europei U17 prin Cercea Marcel, o medalie de aur la U17 Cercea Marcel, medalie de argint la U20 Cristof Tiberiu, tot medalie de argint Crișan Cătălin U17, Mărginean Răzvan, tot medalie de argint la U11. Medalie de bronz Cercea Marcel U20. Cu toate că vor lua o pauză, câțiva sportivi mai sunt angrenați în competiții precum Campionatul European din Muntenegru și Balcaniada. Marcel Cercea este cel mai reprezentativ judocan, el urmând să ia parte și la europene și la Balcaniada. Eu sunt mulțumit de rezultatele din anul acesta. Okay. Sperăm să mai obținem câteva rezultate acum la ce v-am spus, la europene și la Balcaniada. Cu toate că a obținut foarte multe medalii anul acesta, antrenorul Ioan Todor are așteptări mai îndrăznețe pentru sezonul viitor. Abia venit în curtea stelei, tehnicianul Laurețiu Regenkamp a intrat în grațiile patronului stelist. La tifodearul din Piper a declarat că vrea să prelungească noul contract al antrenorului pe o perioadă de 3 ani. Face acest lucru deoarece crede că este un antrenor foarte bun și nu vrea să-l piardă. Dacă va sta Reghe pe banca stelei 3 ani sau 3 luni, rămâne de văzut. Nici nu a venit bine că a fost prezentat cu surle și trâmbițe. Regenkamp l-a convins de mult pe Becali că este demn să antreneze Steaua, însă trebuie să și demonstreze acest lucru. A fost confirmat în funcție imediat după încheierea sezonului și este văzut drept salvatorul echipei roșialbastre. Chiar dacă va beneficia de toate condițiile pentru a antrena echipa, Regen nu poate fi sigur de postul său și nu poate decât să spere că se strâng legăturile la echipă. Becali a făcut anunțul cu prelungirea contractului după ce s-a sfătuit cu Mihai Stoica. Fostul candidat la primăria capitalei a spus că MML a anunțat despre antrenamentele lui Regenkamp, care sunt noi și în viziunea actualului manager. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare pe Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo.
Meteorologii au emis o nouă informare. În intervalul 19-22 iunie, vremea va fi călduroasă în toată țara, local caniculară în cursul după-amiezelor. Indicele temperatură umezială va atinge și chiar va depăși ușor pragul critic de 80 al disconfortului termic în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 36 de grade și minimele se vor încadra între 11-12 grade în depresiuni și 22 de grade Celsius în restul zonelor. Cerul va fi variabil la munte, unde vor fi condiții pentru descărcări electrice și ploi slabe de scurtă durată, în timp ce în restul teritoriului se va menține senin. Vântul va sufla slab și moderat, iar presiunea atmosferică va fi în scădere până la sfârșitul intervalului. Dar să vedem cât va reuși să coboare mercurul din termometre în această seară. Vor fi 28 de grade la Alba Iulia, 29 de grade la Sebeș, 27 de grade la Aiud, 26 de grade la Blaj și 22 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, mai scade și regimul termic și va oscila în jurul valorii de 16 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 17 grade la Sebeș, 15 grade la Blaj și 12 grade Celsius la Câmpeni. Mâine și poi mâine vremea se va menține călduroasă, local caniculară după amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade și minimele se vor încadra în general între 14 și 22 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar în cea de-a doua parte a zilei, izolat, vor fi averse și descărcări electrice în zona de munte. Așadar, observăm valorile termice ale zilei de mâine ca fiind foarte asemănătoare cu cele de astăzi. Mai precis, vor fi aproximativ 35 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, 36 de grade la Sebeș, 32 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!